A început înregistrarea cetățenilor pe platforma compensații.gov.md pentru sezonul rece 2023-2024. Programul Ajutor la Contor, lansat astăzi, îi vizează pe cetățenii beneficiari de compensații la curent, energie termică și gaz. Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a reiterat că plata monetară va constitui 800 de lei, cu o creștere de 100 de lei față de anul trecut. În acest an vom avea două tipuri de compensații. Vom avea compensația în factură, cu care vă cunoașteți foarte bine încă din anul trecut, și vom avea compensația monetară, așa numită APRA, care în acest an a crescut la 800 de lei și aceasta va constitui o plată monetară timp de 5 luni de zile. Potrivit ministrului Buzu, guvernul va acorda compensații în factura pentru consumarea gazelor naturale, a energiei termice și a curentului, precum și o plată monetară pentru gospodăriile care se încălzesc cu lemne sau cărbuni. Compensațiile sunt acordate din Fondul de Reducere a Vulnerabilității Energetice, finanțată din bugetul de stat, din contribuția Uniunii Europene, a Statelor Unite ale Americii și altor parteneri de dezvoltare. Deja al doilea an la rând, UE sprijină guvernul să ajute gospodăriile vulnerabile să primească compensații la facturile de energie pe durata sezonului rece. Criza energetică provocată de Rusia a afectat puternic țările Uniunii Europene. Cu toate aceasta, UE a găsit resursele necesare ca să sprijine Republica Moldova. Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare va continua să ofere asistență tehnică guvernului în vederea asigurării tranziției la un sector energetic liber de carbon și de liberalizarea pieței energetice, a afirmat Daniela Gasparicova, reprezentantul PNUD în Republica Moldova. I'm very pleased to join you here today and to reconfirm the UNDP's commitment to jointly advance just and fair energy transition in the Republic of Moldova. In the country's current development context, this entails pursuing a three-pronged approach, which aims indeed at reducing households' energy vulnerability. Pentru a primi compensații, consumatorii casnici trebuie să completeze cererea pe platforma online compensații.gov.md, personal sau cu ajutorul asistentului social, până pe 25 noiembrie, indiferent dacă s-au înregistrat sau nu în anul trecut. În sezonul rece 2023-2024 nu vor fi acordate compensații persoanelor care nu se vor înregistra în sistemul informațional.